Doamnelor și domnilor, vă prezint câteva elemente în legătură cu aceste drone de fabricație sovietică pe care Ucraina le folosește pentru a lovi baze de pe teritoriul Federației Ruse, baze care sunt folosite de invadatorii ruși pentru bombardarea Ucrainei, în special a țintelor civile și a infrastructurii energetice. Această dronă, Tupolev 141, are peste 50 de ani vechime, o vedeți pe ecran, și ea a fost modernizată, a fost puțin modificată, autonomia ei este din fabricație de aproape 1000 de kilometri, ea a fost fabricată ca o dronă de cercetare aeriană, o dronă care culegea informații și le transmitea înapoi pentru analiză și pentru decizii militare. Ei bine, drona aceasta a fost modificată de specialiștii uh, în aeronautică militari ai Ucrainei, Evident, ele pot căra la bordul lor armament sau se pot activa ca drone kamikaze. Dacă au o autonomie de 1000 de kilometri, aceste drone au fost folosite, modificate de către Ucraina, pentru a lovi acele baze de la care pleacă avioanele de bombardament ale Rusiei asupra Ucrainei. Vedeți aici o imagine extrem de interesantă, un avion de bombardament strategic Tupolev-95 avariat de drona ucraineană. Imaginile sunt din aeroportul Engels, din baza aeriană Engels, considerată cea mai importantă bază de avioane strategice a Rusiei, cea care a fost intens folosită pentru bombardarea Ucrainei. O imagine oferită de New York Times. Care dovedește că Rusia, minte, Rusia a spus că a avut loc un incident uh, la uh, baza care a fost lovită de ucrainieni, a avut loc un incident și ar fi explodat. Vezi, Doamne, uh, o cisternă de benzină, vedeți imaginile care arată avioanele uh, lovite și poziția în care s-a întâmplat ca aceste două avioane uh, să fie avariate. Foarte interesant. Drona care a traversat teritoriul României în martie acest an și care a creat o dezbatere aprinsă, foarte aprinsă în țara noastră, drona care s-a prăbușit pe teritoriul Croației, pare să fie exact același tip de dronă folosit astăzi de folosit astăzi de armata ucraineană pentru a lovi bazele rusești de la care pornesc bombardamentele. Drona asta Tupolev 141, probabil în luna martie anul acesta, era încă în programul de testare și potrivit unor specialiști militari, în cadrul testelor, drona a pierdut controlul cu baza, a survolat mai multe țări, printre care și România, și s-a prăbușit în Croația. Așadar, de la testele din martie, cu detaliile pe care le știți, până la acest moment, au trecut mai bine de 8 luni de zile, timp în care specialiștii militari ucrainieni au reușit să Realizeze din această dronă capacități de anihilare a avioanelor de bombardament rusești. Sunt câteva elemente confirmate și de specialiștii militari britanici în intelligence în legătură cu aceste lovituri ale Ucrainei și cu noua realitate strană.